Bine ați revenit la cursul de optică. Principala aplicație practică a opticii geometrice este realizarea de aparate optice, iar principalele fenomene pe baza cărora aparatele optice produc o imagine sunt reflexia și refracția luminii. Dar pentru ca aceste fenomene să aibă loc, avem nevoie de două medii optic diferite, adică cu indici de refracție diferiți, și o suprafață care să despartă cele două medii. În optică, o suprafață care desparte două medii optic diferite se numește dioptru. Și după forma suprafeței, dioptrul poate să fie sferic, plan, cilindric sau mai rar poate să aibă și alte forme, cum ar fi cea paraboloidală. Cel mai frecvent folosit este dioptrul sferic, cu cazurile lui particulare despre care vom discuta la momentul potrivit, și de aceea azi voi deduce formulele, relațiile dioptrului sferic. În desen puteți vedea un dioptru sferic și principalele lui elemente. Acestea sunt, în primul rând, centrul dioptrului, notat pe desen cu litera C mare. Este centrul sferei, din care face parte calota sferică, care reprezintă suprafața dioptrului. Axa de simetrie a dioptrului, care trece evident prin centru, se numește axă optică principală. Ea intersectează suprafața dioptrului într-un punct care se numește vârful dioptrului și care este notat pe desen cu litera V mare. Deci, axa optică principală în desenul nostru este dreapta CV. Oricare altă dreaptă care trece prin centrul dioptrului poate fi considerată o axă optică secundară. De pildă, dreapta desenată cu linie punctată și notată cu N mic este o axă optică secundară. Am notat-o cu N mic pentru că oricare axă a dioptrului este normală la suprafața dioptrului pentru că trece prin centrul acestuia. Spațiul în care se găsește obiectul îl numim spațiu obiect, iar indicele lui de refracție îl notăm cu N1. Spațiul în care se formează imaginea îl numim spațiu imagine și notăm indicele lui de refracție cu N2. Dacă un dioptru transformă un fascicul paralel de lumină într-un fascicul convergent, atunci dioptrul se numește dioptru convergent. Dacă transformă un fascicul paralel într-un fascicul divergent, atunci este vorba despre un dioptru divergent. Ca să putem deduce formulele dioptrului sferic, trebuie să facem câteva convenții legate de semne. Întâi, convenția legată de axa optică principală. Se consideră ca origine a axei optice principale vârful dioptrului, adică punctul V. Distanțele măsurate de la vârful V spre dreapta se consideră pozitive și distanțele măsurate spre stânga se consideră negative. Pe verticală avem pozitive distanțele care se măsoară de la axa principală în sus și negative distanțele care se măsoară de la axa principală în jos. Și acum unghiurile. Dacă o dreaptă sau o rază de lumină trebuie rotită peste axa optică principală pe drumul cel mai scurt în sens invers trigonometric, adică în sens orar, atunci unghiul va fi negativ. Dacă trebuie rotită peste axa optică principală sau peste oricare axă optică, poate să fie o axă optică secundară, în sens trigonometric, atunci unghiul este pozitiv. De pildă, unghiul U1 este negativ, minus U1, pentru că trebuie să rotesc raza de lumină așa, ca să ajungă peste axa optică principală, adică în sens antitrigonometric. În schimb, unghiurile U2 și alfa de pe desen sunt pozitive, pentru că trebuie să rotesc așa raza de lumină sau axa optică secundară ca să ajungă peste axa optică principală, adică în sens trigonometric. Dacă imaginea se formează în spațiul imagine, se numește imagine reală.
dar dacă se formează în spațiul obiect, se numește imagine virtuală. Același lucru se poate întâmpla și cu obiectul dacă avem mai mulți dioptri. În acest caz, o imagine poate, la un moment dat, să devină obiect pentru altă imagine. Și atunci, dacă imaginea obiect este în spațiul obiect, atunci vorbim despre un obiect real, dar dacă imaginea obiect se găsește în spațiul imagine, atunci avem un obiect virtual. Înainte de a trece la deducerea formulelor, ar fi bine să notăm aceste lucruri. O imagine este corectă din punct de vedere optic dacă satisface mai multe condiții despre care voi vorbi în cursul despre aberațiile optice. Dar una dintre condiții este cea de stigmatism. O imagine este stigmatică dacă fiecărui punct al obiectului îi corespunde un punct pe imagine, nu mai multe puncte și nu o pată. În cazul dioptrului sferic, condiția de stigmatism se realizează doar dacă folosim numai raze de lumină care fac unghiuri mici cu axa optică principală și nu se îndepărtează prea mult de axa optică principală. Asemenea, raze se numesc raze paraxiale și doar dacă folosim raze paraxiale și numai raze paraxiale, imaginea va fi stigmatică. Iar dacă unghiurile sunt mici, atunci putem folosi următoarele relații de aproximare, și anume sinusul unui unghi alfa foarte mic este aproximativ egal cu măsura unghiului alfa în radiani. Tangenta unui unghi alfa foarte mic este de asemenea egală cu măsura unghiului alfa exprimată în radiani, pentru că la unghiuri mici sinusul și tangenta au valori foarte apropiate. Iar cosinus de alfa va avea valoarea aproximativă 1, pentru că unghiul este aproape de 0. Împreună, aceste relații formează ceea ce se numește aproximația gaussiană. Să presupunem că în spațiul obiect al unui dioptru avem un punct luminos, așa cum vedeți pe desen, notat cu litera P, care trimite raze de lumină în toate direcțiile. Și să presupunem că una dintre aceste raze de lumină cade pe suprafața dioptrului în punctul notat cu I mare, punctul de incidență I mare. Normala dusă în punctul de incidență I mare este o axă optică secundară față de care vom măsura atât unghiul de incidență cât și unghiul de refracție al razei noastre. Să presupunem că indicele de refracție N2 este mai mare decât indicele de refracție N1. Atunci raza refractată se va apropia de normală, așa cum vedeți în desen,
și va intersecta axa optică principală în punctul P'. Acum să ne gândim la o rază de lumină care pleacă tot din punctul P, dar care are direcția de-a lungul axei optice principale. Pentru că această rază cade normal pe suprafața dioptrului, ea nu își schimbă direcția de propagare la suprafața dioptrului și își continuă drumul de-a lungul axei optice principale, ceea ce înseamnă că se va întâlni cu prima rază despre care am vorbit în punctul P'. Acolo unde se întâlnesc razele care pleacă de la un punct obiect, se formează imaginea punctului respectiv. Deci punctul P' este imaginea punctului P, care este în acest caz obiect. Vrem să găsim o relație care să ne permită să calculăm dacă cunoaștem poziția punctului P, unde se găsește punctul P'. Adică, cu alte cuvinte, dacă știm unde este obiectul, să putem calcula unde se formează imaginea. Pentru asta trebuie să notăm câteva unghiuri și câteva distanțe care ne interesează. Întâi, raza care cade în punctul de incidență I mare. Unghiurile ei de incidență și de refracție se măsoară față de axa optică secundară N. Și sunt amândouă negative, datorită convenției pe care am stabilit-o. De pildă, raza incidentă trebuie rotită așa ca să ajungă peste axa optică secundară N, adică în sens antitrigonometric. Și raza refractată, de asemenea, trebuie rotită în același sens ca să ajungă peste axa optică secundară. Deci am minus I și minus R, unghiul de incidență, respectiv unghiul de refracție pentru această rază. Unghiul pe care îl face tot această rază cu axa optică principală este minus U1, tot datorită convenției, pentru că trebuie să rotesc așa ca să ajungă peste axa optică principală. În schimb, unghiul pe care îl face raza refractată cu axa optică principală, U2, este pozitiv, pentru că raza refractată trebuie să rotesc așa ca să ajungă peste axa optică principală, adică în sens direct trigonometric. La fel și unghiul alfa, care ne arată unghiul pe care îl face axa optică secundară, N, cu axa optică principală, este pozitiv. Din același motiv, trebuie să rotesc așa axa optică secundară ca să ajungă peste axa optică principală. Mai notăm distanța de la vârf la obiect cu minus X1, pentru că e măsurată spre stânga de la vârf, și distanța de la vârf la imagine cu plus X2, pentru că e măsurată spre dreapta. Și mai ducem din punctul de incidență, I, o verticală, un segment perpendicular pe axa optică principală, segmentul IH, care are lungimea H mic. Și acum putem să deducem relația care ne interesează. Întâi, știm că în cazul refracției avem legea lui Snell, sinusul unghiului de incidență, la noi minus I, supra sinusul unghiului de refracție, la noi minus R, trebuie să fie egal cu N2 pe N1. Dar, pentru că suntem în aproximația lui Gauss, sin de minus I este aproximativ egal cu minus I, sin de minus R este aproximativ egal cu minus R. Și atunci putem scrie minus I supra minus R aproximativ egal cu N2 pe N1. Și acum, dacă ne uităm pe desen, observăm că minus I este unghi exterior triunghiului PIC. Triunghiul PIC. Și înseamnă că el este, măsura lui este egală cu suma măsurilor unghiurilor nealăturate lui din acest triunghi. Adică este egal cu alfa minus U1. Apoi observăm că unghiul alfa este unghi exterior în triunghiul P'IC. Alfa este unghi exterior triunghiului P'IC, deci și alfa
este suma unghiurilor nealăturate lui, adică putem scrie alfa este egal cu U2 minus R. Sau minus R este egal cu alfa minus U2. Și atunci avem aceste două relații pentru minus I și minus R pe care le putem substitui în proporția pe care am găsit-o la început. Și vom avea alfa minus U1 supra alfa minus U2 este egal cu N2 supra N1, care se poate scrie N1 pe lângă alfa minus U1 este egal cu N2 pe lângă alfa minus U2. Am ajuns deci la această relație. Și acum vom folosi trei triunghiuri dreptunghice ca să exprimăm aceste unghiuri în funcție de valoarea tangentei lor din triunghiurile respective. Avem odată triunghiul dreptunghic PIH. În triunghiul PIH se vede că tangentă de minus U1 este cateta opusă, adică H mic, supra cateta alăturată, care este PH mare. Dar, nu uitați, suntem în aproximația lui Gauss. Și dacă unghiul minus U1 este foarte mic, atunci, practic, H mare coincide cu vârful dioptrului, cu V. Și putem aproxima cateta, lungimea catetei PH mare cu distanța minus X1, distanța de la vârf la obiect. Deci H supra minus X1. Apoi am triunghiul dreptunghic P prim IH, P prim IH, unde pot să scriu tangentă de U2 este cateta opusă, din nou H mic, supra cateta alăturată, care este P prim H mare. Dar, din nou, pentru că suntem în aproximația lui Gauss, H mare practic coincide cu vârful dioptrului și pot să înlocuiesc în această relație lungimea catetei P prim H mare cu distanța de la vârf la imagine, adică cu distanța X2. H supra X2. Și în fine, am triunghiul dreptunghic CIH mare, CIH mare, unde pot să scriu tangentă de alfa este cateta opusă, care din nou este H mic, supra cateta CH mare, lungimea catetei CH mare, care, din aceleași motive pentru care le-am mai spus, este de fapt egală cu distanța CV. Iar distanța CV este raza dioptrului. Este distanța de la centru până la suprafața dioptrului. Așa că aici pot să scriu H supra R. Și atunci pot să înlocuiesc unghiurile cu tangentele lor. Și anume, în loc de alfa pot să scriu H supra R, minus în loc de U1 H supra X1, egal cu N2, pe lângă H supra R, minus în loc de U2 H supra X2. Și evident, ecuația se poate împărți la H, H apare în fiecare termen, și voi avea N1 supra R, minus N1 supra X1 egal cu N2 supra R minus N2 supra X2. Relație care se poate scrie N2 supra X2 minus N1 supra X1 este egal cu N2 pe R minus N1 pe R, care se poate scrie cu o singură linie de fracție, N2 minus N1 supra R.
Iar această relație se numește prima relație a dioptrului sferic sau relația punctelor conjugate. Se numește așa pentru că dacă cunosc caracteristicile dioptrului și caracteristicile dioptrului sunt N2, N1 și R. Atunci, pentru orice punct X1, pot să calculez unde se găsește punctul X2. Adică pentru orice obiect care se găsește la distanța X1 de vârful dioptrului, pot calcula unde se va forma imaginea obiectului respectiv. Și de aceea se numește și relația punctelor conjugate. În acest desen, vedeți un obiect care se găsește în punctul P și care are înălțimea, dimensiunea notată cu Y1 plus Y1 pentru că obiectul este în picioare, nu este răsturnat, iar dimensiunea lui se măsoară de la axa optică principală la vârf, adică în sus. Și imaginea acestui obiect este în punctul P' și este răsturnată și de aceea dimensiunea ei este notată minus Y2. Mai vedeți de asemenea o rază de lumină care pleacă din vârful obiectului, ajunge în vârful dioptrului, acolo suferă o refracție, se apropie de normală și ajunge în vârful imaginii. Deci punctul de incidență este vârful dioptrului, unghiul de incidență este I, este pozitiv și unghiul de refracție este notat cu R și el este de asemenea pozitiv. Și atunci putem scrie tangenta unghiului I este, se vede din triunghiul dreptunghic APV, Y1 supra minus X1. Iar din triunghiul VBP' avem tangenta unghiului R este egal cu minus Y2 supra X2. Dar după cum știm, în aproximația lui Gauss, tangenta și sinusul au cam aceeași valoare, așa că putem scrie sinus de I este aproximativ Y1 pe minus X1 și sinus de R este aproximativ minus Y2 supra X2. Mai știm din legea refracției că sinus de I supra sinus de R este N2 pe N1, adică Y1 supra X1 supra Y1 pe minus X1 supra minus Y2 supra X2 este egal cu N2 pe N1. Am de două ori semnul minus, deci voi avea până la urmă semnul plus. Și am relația Y1 supra X1 înmulțit cu X2 supra Y2 este egal cu N2 pe N1. Raportul dintre dimensiunea imaginii și dimensiunea obiectului se numește mărire liniară. Deci, în cazul nostru Y2 pe Y1 se notează cu litera beta și se numește mărire liniară. Ne arată de câte ori este mai mare dimensiunea imaginii decât dimensiunea obiectului, mai mare sau mai mică. Și din relația noastră se vede că raportul Y2 pe Y1, adică beta, este egal cu N1 pe N2 înmulțit cu X2 pe X1. Și această relație se numește a doua relație a dioptrului sferic sau formula măririi liniare a dioptrului sferic.
În cursurile următoare vom discuta despre oglinzi și lentile, plecând de la relațiile dioptrului sferic. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!